Salam alaikum wa barakatuh. O altă întrebare importantă, se poate sau se permite să sacrificăm pentru cei decedați? Aici savanții musulmani au avut păreri împărțite și au vorbit de, de detaliat. Dacă cel care a murit înainte să moară a lăsat o sumă de bani și a spus să sacrificați în fiecare an în numele meu. Sau chiar dacă n a lăsat sumă de bani, a lăsat moștenire și să spună sacrificați în numele meu. Atunci este datoria moștenitorilor să sacrifice. Dar, în cazul în care el nu a lăsat o astfel de, o astfel de recomandare, o astfel de un testament, sfat cum vreți să-l numiți, nu este neapărat obligatoriu sau mă rog să sacrificăm. Dar, dacă cel care vrea să sacrifice o face voluntar pentru părinții lui, pentru tata care a decis, pentru mama care a decis, se permite, sau Anti Musulman au spus că. Majoritatea au mers pe ideea că da, se poate, se permite și este o faptă bună. Cel mai bun sadaka pe care poate face un om pentru un decedat este să sacrifice un, uh, un animal. a spus savanții musman că este mai bine să sacrifice decât să dea uh, sadaka în această perioadă. Bineînțeles, vorbim de sărbătoare de sacrificiu. De aceea se permite să sacrificăm pentru cei decedați și nu este o problemă înșală, dar important este să se sacrifice în ziua de sărbătoare de Eid, după rugăciunea de sărbătoare, pentru că ceea ce s-a sacrificat cu o zi înainte, două zile înainte, sau chiar înainte de sărbătoare, înainte de namaz, de rugăciunea de sărbătoare, este considerat carne. Nu este urban, nu este considerat udahie, sacrificiu. De aceea cine vrea să sacrifice pentru cei decedați, să o facă în ziua de în zilele de sărbătoare, zilele în care se permit să sacrificăm inshaAllah.